Atunci când avem de-a face cu o lucrare dentară veche, de 10, 15, chiar 20 de ani, de multe ori, chiar dacă pacientul consideră că acea lucrare nu are nicio problemă pentru că ea este rezistentă, în sensul în care materialul din care a fost confecționată, de cele mai multe ori metal, este rezistent și practic nu s-a rupt, trebuie foarte atent să verificăm ce se află pe sub acea lucrare, pentru că deși lucrarea în exterior poate să pară că nu are nicio problemă, în urma unei radiografii putem descoperi că există infecții sau carii pe sub acea lucrare. De asemenea, chiar și la un control vizual în gura pacientului, putem descoperi un spațiu între gingie și coroanele respective, pe unde s-a infiltrat mâncare, bacterii, iar pe sub dinții sau cariat, putem descoperi că acea lucrare se mișcă. Un alt semn că dinții de sub aceasta nu mai sunt buni, așa cum consideră pacientul. De asemenea, putem observa că unii dintre acei dinți chiar sunt fracturați sau există infecții la nivelul rădăcinii dintelui. Infecții care de cele mai multe ori nu dor și pe care le putem descoperi doar cu o radiografie.